Salut, vărsători! Voi face citirea pentru relații octombrie. Nu uitați că aveți la aspectele planetare în 16-30 septembrie, la sfârșit, cartea zilei, o etalare cu două pachete de tarot pentru fiecare zi, de la 16 până la 30, la fel veți primi și pentru luna octombrie. Acum să începem citirea pentru o femeie, deci o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în vărsător. Iată femeia. Bun. Deci pentru o femeie. O să o pun puțin mai așa, astfel încât să avem loc. Deci pentru o femeie. La baza pachetului aveți un bărbat care s-ar putea să încheiați o relație sau ceva să finalizeze între voi, o finalizare care a implicat și o călătorie legată de bani, o călătorie poate la un loc de muncă împreună cu un prieten. Deci, aceste aspecte s-ar părea că se vor încheia în viața voastră, dar apare aici și o problemă legată de sănătate sau de un accident. Vom începe 1, peștii, 2, crinul, 3, drumurile, 4, norocul, 5, voi, 6, scrisoarea, 7 buchetul, 8 blocajul și 9 o instituție. Deci aici dacă privim, da, aveți în primul rând voi, sunteți legați de o instituție. Fie că aveți un contract cu o instituție sau primiți un contract din partea unei instituții. Aici, între voi și această instituție, este un contract legat de bani, o sumă mare de bani pe care o primiți. Primiți informații de la un bărbat legat de acești bani. Pentru voi începe o perioadă de bucurie, de contracte benefice și se termină o perioadă de, am zice, s-ar putea să încheie o perioadă de suferință, de nedreptăți făcute de cineva. Și aveți aici, sau voi veți încheia niște contracte care s-ar putea să aducă suferință altor persoane. Persoane care au o alegere de făcut, este o impunere această alegere, sau nu poate să o amâne, sau poate să fie de niște drumuri pe care trebuie să le facă. În fața voastră este norocul. Vă așteptați să primiți acest noroc.
Noroc care este o bucurie, contract care va aduce bani și lăsați în spate o scrisoare, o scrisoare care voi sperați să se termine cumva, să ducă spre drumuri, spre o contracte sau spre o instituție. Acest noroc pentru voi vine să încheie până la urmă un blocaj. Un blocaj care se va sfârși și pentru voi va fi totul noroc, bucurie, aspecte foarte benefice. În ceea ce privește acest aspect de informație, de scrisoare pe care o primiți, este o scrisoare care vă trimite sau voi o trimiteți la o instituție și răspunsul pe care îl primiți vă ajută să înlăturați aceste blocaje, să se încheie, să se finalizeze ceva legat de aceste blocaje. În ceea ce privește norocul vostru, este un noroc de bani. Bani care vin din partea unui bărbat, fie că a fost într-o afacere sau într-o relație cu un bărbat. Și, în primul rând, și sfaturile pe care le primiți pentru a debloca o situație și pentru a avea noroc, bani, tot ce vă doriți, sunt sfaturi date de un bărbat care are mai multă experiență și își dorește să vă ajute. Scrisoarea poate să vă pună cumva pe drumuri. Primiți o scrisoare, un e-mail, ceva care vă pune pe drumuri. Plecați, vă duceți să faceți ceva, să duceți ceva, să discutați până la urmă cu acest bărbat care vă ajută foarte mult. Haideți să vedem pentru un bărbat cu ascendent zodie. În vărsători. Deci un bărbat cu ascendent zodie în vărsător, relațiile voastre pentru luna octombrie. La baza pachetului, soarele, deci fericire, iubire, legate de o femeie. Sunteți fericiți, iubiți o femeie. Sfatul este să păstrați acest soare în sanctuarul inimii voastre. Spunem întotdeauna, soarele întreține viața atâta timp cât are ce evapora și poate să distrugă viața când nu are ce evapora. Primiți o veste legată de o călătorie, o călătorie pe care o face această femeie și vine și va aduce iubire și fericire. Haideți să vedem. 1, 2, 3, 4, 5 voi, 6, 7, 8, 9. Deci am putea spune că voi aveți un secret sau primiți o informație legată de un secret, dar acest secret este al unei femei. Vorbim de o femeie care v-a manipulat, o femeie care a căutat să vă țină sub control legat de un contract.
Voi găsiți o soluție să ieșiți într-o situație neplăcută, să zicem, de sacrificii și să mergeți spre o încheiere, spre o finalizare, ceva să se finalizeze. Poate să fie vorba de eforturile pe care le-ați făcut și voi v-ați dori ca aceste eforturi să se finalizeze, să nu meargă mai departe. Aveți de făcut niște drumuri care să vă aducă noroc, drumuri care sunt legate și vă aduce de noroc, dar sunt legate de o pierdere, am zice, probabil de dispariția unei persoane. Deci, această pentru care voi v-ați făcut tot timpul gânduri negre, deci gândurile voastre negre legate de un sfârșit, de acest sicriu. Voi aveți în fața voastră, sunteți foarte preocupați și cunoașteți această situație legată de o vulpe, de o persoană care încearcă să vă fure, să vă facă niște oferte, să facă ceva care să vă aducă într-adevăr o pierdere, un furt. Acest furt este ținut secret, îl aflați probabil printr-o informație de la un bărbat. Și în urma unor călătorii, în urma unor drumuri care în final sunt norocoase pentru voi, fiindcă aflați de această persoană care vă întinde un fel de cursă în care să intrați. Vă așteptați la acest lucru, ca această persoană să încerce să vă păcălească, să vă fure, și această așteptare a voastră este legată în primul rând de suferințe, de probleme pe care le-ați avut, de nedreptăți care vi s-au făcut, și aveți o soluție, o rezolvare pentru ele, o rezolvare care poate să implice o încheiere, un final, dar poate să implice și dispariția unei persoane. Aveți în fața voastră banii, bani care sunt dintr-o afacere, bani care vă aduc un sfârșit al eforturilor, ceva se încheie odată cu primirea acestor bani și totul va fi spre norocul vostru, drumuri, deplasări care vă aduc noroc. Acești bani s-ar putea să fie vizați de o persoană care v-a manipulat și vă manipulează în continuare și vine cu un contract, un contract care valorifică în final plecarea unei persoane dintre noi, dar poate să valorifice și niște gânduri negre care să aducă un sfârșit. Aceasta a fost pentru vărsători. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, puteți să ajutați acest canal să dezvolte, să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic. Și vă mulțumesc!